Bun venit la Bridge Podcast, locul unde vorbim despre mentalitatea și procesul antreprenorilor de succes. Azi l-am invitat pe Vlad Caluș, aka Minimalistul, așa este cunoscut pe Instagram. Vlad a renunțat la facultate la 19 ani ca să cofondeze Planable, o platformă de colaborare pentru echipe de marketing. Este creator și educator în mediul online, sub brandul Minimalistul. Este autodidact, pasionat de călătorii și vrea să se pensioneze de vreme. Salut, Vlad! Salut, Igor, și mersi foarte mult pentru invitație. Vlad, vreau să începem cu viitorul. Tu pe landing page-urile tale, în descrierile tale, vorbești despre obiectivul tău, scopul tău de a te pensiona de vreme. Ce înseamnă asta? Care este obiectivul? La ce portofoliu de investiții vrei să ajungi? La ce vârstă? Și ce se întâmplă după? Eu am descoperit subiectul de independență financiară undeva vreo 4 ani în urmă. Și am început să descoper, în primul rând oameni care au atins independență financiară și abia după despre faptul că asta e un proces și există un anumit guideline și lucruri pas cu pas pe care tu poți le atingi, pe care poți le faci ca să atingi asta. Respectiv, eu când m-am uitat la tot subiectul ăsta, am fost pasionat despre faptul că oamenii au în ideea să nu mai muncească o zi din viața lor sau să nu mai muncească la munca pe care o fac, de care nu numai decât sunt fericiți. Pe mine din start m-a pasionat subiectul ăsta pentru că m-am gândit că subiectul de libertate și partea asta de a încerca să faci ceva mai diferit decât alții e foarte non-convențional. În special pentru mine care vin din Republica Moldova și unde părinții mei m-au învățat că eu numai decât trebuie să fac facultate, numai decât trebuie să am diplomă și fără diplomă eu nu pot să mă angajez nicăieri, respectiv cum o să pot să-mi fac o carieră fără o diplomă și practic această cale convențională, tradițională și obișnuită. Iar atunci când am descoperit subiectul de independență financiară, am văzut că aparent, în primul rând, n-ai nevoie de o avere foarte mare. În general, în Statele Unite, 20 de ani în urmă se considera că ca să poți să devii independent financiar, ai nevoie de un portofoliu de $1,000,000. $1,000,000 la prima vedere sună foarte mult, dar de fapt când ne gândim, asta iese aproximativ $40,000 în cheltuieli pe an, pentru o perioadă de 25 de ani. Și imediat revin la cum e făcut calculul ăsta. Iar pentru a atinge independența financiară, noi avem nevoie să creăm acest portofoliu. Un portofoliu este practic colecția la toate activele pe care noi le deținem. Nu știu, acțiuni, ETF-uri, imobiliarele care noi le avem, depozitele bancare și tot așa mai departe. Eu, pentru mine, am ajuns la calculul de jumătate de milion de euro. Am ajuns la calculul de jumătate de milion de euro pentru că am făcut următoarea estimare. Eu, la momentul dat, cheltuiesc o sumă de bani în fiecare lună, dar am calculat că undeva peste vreo 5-7 ani sau 10 chiar aș cheltui aproximativ 1600 de euro, 1667 de euro pe lună. Iar așa iese, cred. 25 la 12. Da, 1666 de euro pe lună. Acum am calculat că suma aceasta practic ar însemna că eu aș avea nevoie să cheltuiesc în jur la aproximativ 20.000 de euro pe an. Înmulțim 1666 la 12. Iar dacă înmulțim la următorii 25 de ani, asta înseamnă că noi ajungem la suma de jumătate de milion de euro portofoliu. Există anumite studii despre care puteți să citiți un pic mai târziu. Asta se numește 4% withdrawal rule sau regula de 4%. Practic, dacă acumulezi portofoliu de jumătate de milion, tu poți să scoți 4% din portofoliul tău în fiecare an, astfel încât acest portofoliu niciodată să nu se epuizeze. Pentru că dacă portofoliul meu de investiții crește cu 8% pe an și eu scot doar 4% pe an, asta ar însemna că diferența aia de 4% continuă să crească mai departe. Eu mi-am făcut toate calculele astea și am spus că ok, ce trebuie să fac pentru asta? Pentru asta trebuie să am un fond de urgență, un fond de siguranță. Pentru asta am nevoie să încep să economisesc stabil în fiecare lună cât mai mult și în mod ideal trebuie să-mi cresc veniturile în timp astfel încât să-mi cresc și rata mea de economisire, astfel încât să pot să contribui mai mult în portofoliile mele de investiții. Și cam de 3 ani și ceva sunt deja în direcția asta de experiență și
faptul că vreau să ating independența financiară. Săptămâna trecută am atins primul meu milestone major, am atins 21% în independența mea financiară. Practic, am atins un portofoliu de aproape 106.000 de euro. Respectiv, pentru mine, asta era o prima validare că eu sunt pe calea corectă și lucrurile se mișcă în direcția în care mi-o doresc eu. Iar acum, revenind la motivele mele și de ce eu vreau să fac asta, pentru mine, independența financiară foarte mult se aliniază cu ideea de libertate. Și libertatea n-ar însemna că mie nu-mi place jobul meu pe care îl fac. Eu sunt mega fericit ca și cofondator la Planable. Noi am reușit să creștem o companie fantastică. Deja de 7 ani am crescut la o echipă de 28 de oameni la momentul dat, cu foarte mulți clienți și, în general, echipa cu care eu lucrez e o echipă super, super faină. Dar pentru mine, independența financiară este mai mult despre libertate, despre cum îmi petrec eu timpul în fiecare zi. Pentru că e clar că eu nu o să fiu la Planable toată viața mea, respectiv vreau să știu că în viitor eu pot să decid la ce oră mă trezesc, cum îmi petrec timpul cu viitorii mei copii, la ce oră mă duc la sport, dacă vreau să merg în vacanță pe săptămână, eu nu o să trebuiască să cer permisiune de la șeful meu sau de la departamentul meu. Dacă o să vreau, de exemplu, să mă mut pe o lună, iarna, de exemplu, în Spania, pentru că vreau undeva unde e mai cald și mie nu-mi place frigul în general, o să pot să fac asta pentru că pot să-mi permit financiar să am această flexibilitate. Iar pe lângă asta, un alt motiv personal pentru mine este călătorii. Eu vreau cât mai mult să călătoresc, cât mai mult să explorez lumea, să văd cât de multe lucruri. Anul ăsta, de exemplu, mi-am promis să am multe călătorii. Și în al treilea motiv este pensionarea și independența financiară a părinților mei și a familiei mele extinse. Iarăși, fiind când vine în Republica Moldova și vezi cum trăiesc bătrânii în Republica Moldova, vezi pensiile de acolo, îți dai seama că tu n-ai vrea să vezi părinții tăi sau rudele tale extinse să treacă prin exact aceeași experiență. Eu îmi dau seama că asta e contextul nostru local, dar asta nu e contextul meu în care eu vreau să rămân. Și mi-am setat aceste câteva obiective mici care practic se aliniază într-un final cu simpla asta idee de libertate și flexibilitate. Mm-hmm. Ok, ok. Deci, vrei timp, vrei control asupra timpului, cum îți petreci timpul, ce decizii iei, posibilitatea de a călători și suport pentru părinți, am înțeles bine? Probabil da, suport pentru întreaga familie, adică în primul rând pentru noi doi, pentru mine și soția mea, știi, după pentru... Eu am 4 nivele de independență financiară pe care vreau să mi le creez. Primul nivel e unul doar al meu de bază, adică e strict pentru noi doi, pentru mine și soția mea, ca să ajungem undeva la jumătate de milion de euro. Următorul nivel e practic 1 milion de euro, unde ajung ca să pot fi independent financiar împreună cu... De exemplu, noi doi și, de exemplu, copii sau orice ar fi din familia extinsă. Următorul nivel este, practic, undeva, eu am calculat 2 milioane de euro de independență financiară pentru mine și familia mea extinsă, asta fiind părinții mei și părinții soției mele. Și eu mi-am pus un target super departe de 5 milioane de euro pentru asta în industria de independență financiară se numește FAT FIRE sau practic FAT Financial Independence Retirement Early. Uh-huh. Asta deja vorbim de un portofoliu în care tu nu doar poți să-ți menții stilul tău de viață mulți ani la rând, dar dacă dorești, tu poți să-l îmbogățești în viitor. Adică, de exemplu, ai putea să te muți poate în altă țară care este un pic mai scumpă sau mult mai scumpă, ai putea să ai vacanțe mult mai multe, ai putea să trăiești poate în altă parte 3 luni, fără ca asta să aibă un efect major asupra averii tale nete și portofoliului tău financiar. Ok, sună bine. Acum hai să mergem un pic înapoi. La preinterviu m-ai spus despre faptul că la 19 ani te-ai mutat de la Chișinău la Cluj, ai renunțat la facultate și ai mers all-in pe Planable. Și că a fost, exact. La Cluj a fost o perioadă grea din punct de vedere financiar. Povestește-mi despre perioada asta și cum a fost pentru tine. La Cluj noi am ajuns eu și cofondatorii mei într-un context în care toată lumea s-a mutat, toată lumea și-a lăsat tot ce a avut în Cluj, în Chișinău, ca să putem să ne mutăm la Cluj.
Noi am fost invitați la Cluj de către Spheric Accelerator, organizație pentru care până acum pot să zic că datorită lor nu aș fi unde sunt aici. Iar mentorii de acolo ne-au zis că veniți, noi avem grijă de voi, vă oferim cazare, găsim noi cum să, să vă ajutăm și cu banii, dar veniți aici pentru că aveți o idee faină, aveți o echipă faină, pare a fi că you're onto something și voi o să reușiți să faceți ceva, dar veniți și o să aveți măcar o experiență bună. Eu atunci m-am gândit că, ok, în primul rând, facultatea pot să las lejer, pot să revin la facultatea anul viitor, fără nicio problemă, nu văd exact cum n-aș putea recupera un an din viața mea după. Dar experiența asta ar putea să fie una formală pe toată viața. Iar atunci când am ajuns la Cluj, noi am fost probabil norocoși în primul rând și totodată am avut un context de care suntem recunoscători, faptul că Spheric Accelerator ne-a făcut cunoștință cu primii noștri investitori. Primii noștri investitori la Planable sunt Freiburg Capital, este un fond de investiții la fel local din România, fondul care stă din spate și la Elefant.ro și multe alte companii în care a investit fondul, dar ei atunci ne-au oferit o investiție de o investiție practic niște pocket money la scala la care noi suntem acum. Și noi am putut, prin intermediul banilor ăștia, să putem să cheltuim și să ne asigurăm viața noastră de zi cu zi. Pe atunci asta era aproximativ. Noi pe atunci ne ofeream salariu ca și cofondatori. Salariul pe atunci în 2016 pentru noi era de 800 de roni. Asta era în Cluj. Norocul nostru a fost că noi am avut și un cămin pe care ne l-a oferit Spheric. Practic, noi trăiam într-un cămin studențesc, unul super fain, eu am avut doar experiențe pozitive în acel cămin. Și asta era partea bună, că nu trebuie să plătim chiria, noi am avut, eu împărțeam o cameră cu cofondatorul meu, Nicu, și din aceștia 800 de lei m-am trezit când dădeam seama că, în primul rând, asta este cam printre primele mele salarii care am început să le câștig lună de lună. Înainte de asta am avut joburi, însă am avut joburi din astea part-time și de scurtă durată, fără ca el să fie lună de lună. Și acum cu ăștia 800 de lei, sincer, acum nu-mi imaginez cum aș trăi cu ăștia 800 de lei și nu-mi imaginez și nu pot să-mi amintesc exact cum am trăit cu ăștia 800 de lei, dar îmi amintesc că cumva am făcut eu lucrurile să întâmple. Nu știu, de exemplu, dacă ieșeam la o bere, știam că, ok, eu am buget doar pe o bere, pentru că astăzi pot să cheltuiesc doar 10 lei. Știam că, de exemplu, nu știu, merg la cumpărături, noi mergeam la Kaufland în fiecare săptămână. Respectiv, ok, dacă eu merg la Kaufland, luna are, să zicem, 4 săptămâni, bugetul meu de 800 de lei trebuie împărțit cumva în, să zicem, nu știu, 150 de lei pe săptămână maxim. Ok, hai să încercăm să facem asta. Pe lângă asta trebuia cumva să-mi găsesc bani și pentru mâncarea care o cumpăr dintr-o cantină locală. Și asta tot trebuia cumva să bugetez. De exemplu, eu până acum cu mare drag îmi amintesc de experiența asta. Cantina la care noi mâncam se închidea la ora 6, însă dacă veneai la ora 3, ei aveau reduceri de 30% și dacă veneai la ora 5, ei aveau reduceri la 50% pentru toată mâncarea rămasă. Noi, bineînțeles, că mâncam doar după 3 și după 5 veneam încă o dată ca să putem să mai cumpărăm mâncarea asta care rămânea, care era mai ieftină. Uscată și poate nu cea mai delicioasă și rămasă după toată ziua, dar noi eram practic studenți pe atunci simpli și fericiți care puteau să facă asta. Și probabil, știu că am împrumutat la părinți de câteva ori doar pentru banii de transport de la Chișinău, la București, de la Cluj și invers. Pentru că pe atunci transportul de la Cluj la Chișinău costa undeva 80 de lei, nici nu știu cât e acum, dar pe atunci chiar și aștia 80 de lei pentru mine erau practic 10% din acel salariu și mi se părea foarte, foarte mult. Dar am avut un mare noroc de părinți care m-au susținut atunci și eu, în general, de mic fiind, aveam probabil o rușine de a împrumuta bani de la părinți. Și nu știu de unde asta vinea. Eu mă simțeam foarte cringe când trebuia să împrumut bani de la părinți, în special de aici eu am afaceri, de aici încerc să fac un startup, dar de aici împrumut bani de la părinți. Pentru mine asta mental pur și simplu nu se lega. Ok, și din ce mi-ai spus la pre-interviu, sentimentul ăsta de rușine, faptul că ai fost nevoit să împrumuți bani de la părinți, te-au făcut ca atunci când ai ajuns în Londra să începi o economisire agresivă și să
ți-ai promis că o să faci tot posibilul să nu mai ajungi în situația de a împrumuta bani. Da, pentru că noi în Londra am ajuns în 2017. Noi am fost înainte de asta în California, am stat acolo 3 luni, la fel cu un salariu de 300 de dolari în California, în San Francisco, practic cel mai scump oraș din lume. Am avut apartament asigurat și era o diferență foarte mare. De aici ai un apartament, practic, aproape într-un penthouse la etajul 28, în centrul lui San Francisco, de la un prieten care ne l-a oferit pe o perioadă. Dar de aici tu trebuia să mănânci orez și piept de pui de luni până duminic, pentru că pur și simplu pe altceva n-aveai bani. Asta a fost un challenge, dar alt challenge după asta depășit era faptul că noi, când am revenit din San Francisco, noi am descoperit că noi nu prea mai avem bani în conturile noastre bancare, pentru că la Planable încă nu se făceau bani, produsul încă nu era în etapa aia. Și noi ne-am tăiat salariile pe perioada de 3 luni, practic, în toată primăvara 2017. Eu chiar și atunci mi-am cunoscut soția mea, care până acum îmi amintesc cum soția mea, viitoare deja soție, câștiga pe atunci cred că vreo 1000 de euro și eu de aici n-am absolut niciun salariu și nu pot să-mi cumpăr măcar o cafea. Dar noi am aplicat la Techstars London, este un program de accelerare pe care îl recomand absolut tuturor, e una din cele mai prestigioase programe de accelerare din lume. Cei care intră în Techstars London câștigă, adică li se oferă o investiție de 120.000 de dolari pentru 7% din companie. Acum, noi din ăștia, în primul rând, ca să putem să ajungem în acest program, trebuie să ajungem în luna mai, în 2017, la un practic pre-interviu înainte ca să fim, ca să ni se ofere acest loc. Eu am ajuns în Londra cu... Biletele de avion erau cumpărate de către companie, dar am ajuns în Londra cu, sincer vă zic, 75 de pounds pentru un weekend, sau poate chiar 50 de pounds pentru un weekend. Nici măcar bani pe un card, ca să pot, în caz de ceva, să pot să-mi asigur alți cheltuieli. Eu țin minte până acum cum eu am plecat din Londra cu 20 de pounds cu gândul că vreau să păstrez banii ăștia doar în caz că, nu știu, îmi scap trenul, îmi scap busul, îmi scap alte chestii și... o să-i păstrez just in case, dar mi-am amintesc până acum cum, nu știu, eu am stat, n-am cumpărat bani în mâncare în avion, chiar dacă eram super flământ, n-am cumpărat o altă apă pentru că am luat niște apă din robinet de la niște prieteni la care stăteam și anume pentru că am venit cu un buget atât de strâns și nici n-am vrut pe atunci să cer bani de la părinți, am cerut bani de la un prieten la care i-am întors peste 2 luni. Dumitru, mulțumesc! Iar după, noi ajungem în Techstars London. Din aștia 120.000 de dolari, noi în sfârșit am început să ne plătim niște salarii. Evident că am plătit, în primul rând, chiria în Londra și după am început să ne plătim niște salarii. Eu pe atunci eram, când am văzut primii bani din salariu, eu am înțeles că eu nu mai revin niciodată în punctul ăla zero în care eu am avut 20 pounduri în metrou în Londra. Mi-am dat seama că eu vreau, în primul rând, să economisesc cât de mult pot. Eu vreau, pe atunci n-am știut că asta se numește fond de urgență, fond de siguranță, n-am știut că poți să faci mai multe conturi de economii. Am știut intuitiv că vreau să-mi fac niște economii. Respectiv, economiile astea le-am pus cât de mult am putut. Practic, încercam să cheltui, nu știu, îmi puneam niște obiective artificiale, gen, ok, mă duc azi la supermarket, nu cheltui mai mult de 50 de pounduri pentru o săptămână înainte. Și îmi puneam tot felul de chestii, nu știu, îmi puneam orez, fasole, legume înghețate, tot felul de lucruri ca să pot știu că îmi cumpăr și pot să-mi fac mâncare. Și de atunci eu eram singurul om din batch-ul nostru de cofondatori, noi eram 10 companii, aproape 50 de oameni implicați în programul de la Techstars London. Eu eram singurul om care venea în fiecare zi, de luni până vineri la birou cu caserola lui de mâncare. Și permanent aveam mâncare făcut, toată lumea era entuziasmată de mine, era gen, wow, cum tu ai răbdare și ai timp să găsești pentru asta? Și eram gen, pentru mine asta nu e răbdare și timp, pentru mine asta e necesitate, pentru că eu n-am, pur și simplu, nu-mi venea în cap cum eu pot să cheltuiesc la momentul acela dintr-un salariu de aproximativ 700 de pounduri, să cheltuiesc cam 6-7 pounduri pe zi, doar pe un prânz. Mie spre asta exagerat de scump și îmi dădeam seama că eu știam în interiorul meu că e mai ieftin să-ți faci mâncare de acasă. Și mi-am făcut, după asta, cu timp am început să-mi sun și părinții și, nu știu, mama mi-a explicat cum să fac diferite mâncare și
am început să mai fac un pic de diversificare în bucătăria mea pe care am avut-o. Dar o perioadă lungă era la fel, doar orez și piept de pui, pentru că aici se limitau cunoștințele mele de bucătărie și de gătit. Mm-hmm. Și cum a început obsesia ta pentru educația financiară și investiții? Când a început și cum a început? Aproape cam tot acolo, pentru că în Londra am trăit o viață foarte, foarte solitară, pentru că chiar dacă eram cu cofondatorii mei în același apartament și cu cofondatorul meu, Nicu, în aceeași cameră, noi am avut două dormitoare, respectiv trebuia să împărțim cumva acest apartament. Noi eram la birou de luni până sâmbătă, pentru că era... Adică Techstars London pentru mine mereu o să fie o perioadă de cea mai intensă muncă, probabil, din viața mea. Acolo, noi la Techstars London am întâlnit 400 de mentori în business și investitori și specialiști pe diverse categorii într-o singură lună. Respectiv, trebuia, între timp cât reușeai să-i întâlnești, trebuia și să mai lucrezi. Dar dacă nu reușeai să lucrezi în timpul zilei, trebuia să lucrezi seara sau în weekend. Respectiv, noi lucram de luni până vineri să-i întâlnim și sâmbătă să lucram la toată munca care s-a acumulat tot de-a lungul săptămânii. Iar duminică am decis că ok, hai să ne luăm măcar duminică off ca să nu lucrăm chiar de luni până duminică. Și pentru mine, duminică în primul rând era o perioadă când eu am încercat să mă deconectez de tot ce am putut. Eu pe atunci încercam să fug cât de mult pot din apartament în primul rând, pentru că eram în Londra și am vrut să beneficiez cât mai mult de experiența de Londra. Londra pentru un turist e un oraș fantastic. Foarte multe lucruri sunt gratuite în primul rând. De exemplu, nu știu, eu am văzut toate muzeele din Londra, pentru că ele erau pur și simplu pentru că intrarea este gratuită. Pe atunci era în 2017, nu știu, eu cred că e valabil până acum. Dar foarte mult, erau expoziții specifice care erau cu plată, dar expozițiile generale pe care poți le vezi, eu până acum vreau să revin în Londra, anume în anumite locuri în care am fost eu. La fel, parcurile multe și am încercat să vizitez tot ce am putut în Londra, am prins un timp extraordinar în acea perioadă. Dar dacă timpul era rău afară, eu citeam. Eu terminam câte o carte pe zi, într-o singură duminică, începeam câte vreo 3 cărți pe weekend, uneori. Și am început să nimeresc peste tot felul de cărți care se adunau. Până acum îmi apar postări în luna noiembrie, în luna decembrie și ianuarie, cu cărțile care le-am citit în anii precedenți, anume în perioada aia. Dacă cineva e curios, eu am un profil pe Goodreads care îl țin foarte updated cu tot felul de review-uri, cu quotes și tot rest. Acolo, în Londra, am citit foarte multe cărți de business foarte faine. Am nimerit peste Zero to One de Peter Thiel, în special pentru antreprenori. Mi-e inspire asta, practic un manual de antreprenoriat care trebuie citit. Și multe alte cărți și am nimerit, cred că tot pe atunci, peste Robert Kiyosaki cu Tată bogat, tată sărac. Eu am o părere... la momentul dat, destul de negativă despre carte și despre autor mai degrabă decât despre carte, pentru că el are poveștile lui cu fraude și cu faliment și multe alte lucruri care el spune una și de fapt face alta, dar cartea în sine explică niște lucruri pe care eu le-am descoperit că aparent eu le știam, pur și simplu eu n-am știut numele lor. De exemplu, acolo am descoperit, nu știu, despre ce înseamnă active, ce înseamnă pasive, faptul că nu trebuie să ai datorii, faptul că ar trebui în timp să te îmbogățești și să investești. Și eu am început să înțeleg de chestia asta că eu trebuie să încep să investesc, doar că problema este faptul că noi, fiind în Europa de Est, noi de obicei avem acces la toate informațiile astea în engleză și contextul la informațiile astea despre cum să investești ca și american în America. Asta e un lucru care mă frustrează pe mine foarte mult despre educația financiară în Europa de Est. Iar eu când am început să citesc despre toate lucrurile astea, îmi dădeam seama că ok, cum eu pot să investesc în 401k, în Roth IRA și un miliard de lucruri care sunt locale, specifice, doar pentru americani din toate cărțile de educație financiară pe care am început să le citesc. Cu toate acestea, am început să citesc punctual despre ce înseamnă un buget, despre faptul că trebuie să începi să economisești stabil. Și cam atunci, prin 2017, pentru mine catalistul principal a fost pur și simplu faptul că am început să câștig un pic mai mulți bani. Și am început să am un buffer deja de economii. El pur și simplu începeau să acumuleze bani și eu îmi dădeam seama că nu există un flow simplu pentru banii ăștia. Pentru că îmi dădeam seama că ar fi, ei nu pot să stea pur și simplu într-o cutie acolo în contul bancar. Trebuie să fie făcut ceva cu ei. Eu nu prea am știut ce să fac, dar în 2018 am început să fac primele investiții
non-financiare am început să fac investiții în mine. Am vrut să-mi fac permis de conducere numai decât și m-am gândit că asta e o investiție în mine și am putut să cheltui cumva banii aia adunați într-un mod mai eficient. Mi-am pus brackets, eu de mult am vrut să fac asta, părinții mei nu-și permiteau financiar și am zis că ok, vreau să-mi fac asta. Și am început să merg la sport, am început să cumpăr mult mai multă mâncare, am început să cumpăr nutriție, vitamine, alimente mai bune și astfel încât să îmbogățesc starea mea de sănătate. Dar până acum sunt recunoscător lui Sergiu Popa, care datorită lui, la un moment dat, noi am fost la un party de Revelion și el începe mie să-mi povestească despre faptul că el investește la bursa românească. Și eu eram foarte confuz ce înseamnă bursa românească, dar el mi-e explică faptul că tu poți să investești la momentul dat în BRD, de exemplu, sau în Banca Transilvania, sau în Petrom, sau în Purcari Wines și multe alte companii care ele sunt listate la bursa românească și tu poți să investești. Și, de exemplu, nu știu, acțiunile costă 1 leu. De exemplu, la OMV Petrom acțiunile costă 44 de bani acțiunea. La Banca Transilvania 20 de lei acțiunea și tot așa mai departe. Și eram, cum fac asta? Și era gen, băi, îți faci un cont pe Tradewell și mergi mai departe. Și atunci, undeva prin 2019, a început experiența mea de investiții. Eu am început să citesc absolut tot. Asta era unicul subiect de care eu am devenit atât de obsedat în ultimii 5 ani, pentru că pur și simplu, 2 sau 3 luni la rând, citeam absolut tot ce am putut. Am căutat toate videourile pe YouTube posibile pe subiectul de independență financiară, investiții și la un moment dat, când mi-am dat seama că eu am înțeles cum să investești pentru americani în America, dar eu nu sunt american în America, am început să schimb toată direcția asta în investiții în România sau cum să investesc din România sau investiții la bursă în România. Am început să caut în primul rând grupuri pe Facebook și am dat noroc de o serie de grupuri pe Facebook, unul dintre care este Știința Banilor, pe care îl folosesc. Acolo este, cred că, cea mai mare comunitate de oameni pasionați de independență financiară și acolo am descoperit câteva tips and tricks-uri inițiale și am început să implementez fără ca să aștept foarte mult toate cunoștințele pe care le-am acumulat. Ok. Deci, ce văd eu? Văd un flow, da? Totul a început cu o disciplină financiară foarte strictă. După asta ai început să fii preocupat de zona de investiții, adică ok, economisez, dar ce fac cu economiile, cum le valorific. Și ușor, ușor, din ce am observat eu la tine, dintr-o parte, din zona asta de investiții, următorul pas a fost să-ți dezvolți o filozofie privind banii mai complexă. Și ce mi-ai prezentat a fost cunoștințe, informații pe care tu le-ai obținut. Dar sunt curios, din punct de vedere al mentalității, al credințelor tale, ce anume s-au schimbat, ce limită mentală ai reușit tu să schimbi ca să poți să mergi pe drumul ăsta al bunăstării? Cred că un lucru care l-am înțeles foarte rapid este chestia, este una din principalele mele motive de independență financiară, este faptul că banii pur și simplu sunt nelimitați. Okay. Adică noi artificial ne impunem și am fost impuși, iarăși, în acest context local în care noi am crescut, de faptul că există, de exemplu, doar o limită de salariu. De exemplu, tu poți să ai maxim un salariu de 500 de euro și atât, de exemplu. Tu nu meriți mai mult, tu nu poți mai mult. Asta este pur și simplu realitatea pe care o avem noi. Sau alte realități, de exemplu, de faptul că tu o să trebuiască să, de exemplu, tu ai să ai o pensie foarte mică la bătrânețe. Asta e o altă realitate care nouă ne se impune în fiecare zi. O altă realitate care nouă ne se impune este chestia asta de faptul că ca să poți fi bogat, trebuie să fii criminal sau probabil ai furat banii ăștia de undeva. Sau tu probabil iarăși ai făcut ceva fraude cu lucrurile astea. Și probabil ce s-a întâmplat este că atunci când începi să citești toate cărțile astea de educație financiară, ele foarte mult se focusează pe chestia asta de mindset. Știi? Și pentru mine, la prima vedere, chestia asta de mindset părea atât de multă apă și atât de mult fluff povestit despre, mindset, că erau cărți din astea cu tu trebuie să crezi în faptul că tu o să fii bogat. Eu nu cred în bullshit din asta. Dar eu ce am înțeles din foarte multe cărțile din astea că sunt de acord că mindset-ul numai decât este principalul lucru,
dar e foarte mult de mindset, de schimbarea atitudinii față de bani. Și prin asta am în vedere, de exemplu, că noi, iarăși, în contextul nostru din Europa de Est, credem foarte mult că banii sunt ochiul dracului. Sau dacă ești bogat, ești criminal. Dar noi am crescut, dacă te gândești, noi am crescut în contextul ăsta din copilărie, nu doar local. Uite la desenele noastre animate, de exemplu, cel mai bun exemplu care eu l-am este cu, cu Donald Duck și cu Scrooge McDuck. Cu Scrooge McDuck, care el era super bogat și el înota în monede de aur în casa lui, într-un subsol, dar și noi ne gândeam că, uite la el, el e rău, el are tare mulți bani. Și toată ura asta față de bogați, nu, ni se, pur și simplu ni se pătrunde încă de la o vârstă foarte, 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 foarte mică. Iar noi nu putem să ieșim din acest ciclu vicios decât dacă conștientizăm toate lucrurile astea. Și eu am avut noroc să dau peste câteva cărți elementare, adică eu am dat peste Atomic Habits de James Clear, care la fel povestește despre chestia asta. Am dat peste cel mai bogat om din Babilon, după părerea mea asta, cea mai bună carte de independență financiară, cea mai bună carte de independență financiară pentru oameni care vor să ajungă. Iarăși, tata bogat, tata sărac, în care toată lumea explică de chestia asta, că băi, banii nu sunt ochiul dracului, banii sunt un instrument ca toți oricare altul și tu poți face foarte multe lucruri din asta. Și am nimerit foarte mult, pe mine m-a schimbat Ramit Sethi, e un autor american, el a scris o carte care se numește I Will Teach You To Be Rich. Am văzut că se găsește și la noi în librării în România. O să te înveți să devii bogat sau ceva de genul dat e traducerea ei. Dar îl găsiți pe Instagram ca @ramit. El povestește despre chestia asta de viață bogată. El numește conceptul de rich life, în care pentru mine asta a fost un click foarte important. Rich life, în vederea lui Ramit, înseamnă că noi trebuie să ne construim viața noastră bogată din ziua de astăzi. Noi nu trebuie să așteptăm un moment artificial în care noi ne spunem atunci când ajung la un salariu X, atunci o să încep să fac Y. Sau atunci când o să acumulez 100.000, o să fac Y. Pentru că asta oricum se numește platonic hedonism, despre fapt, nu știu, tu îți cumperi o mașină mai scumpă și după asta o să-ți dai seama când ești nefericit cu mașină mai scumpă, pentru că toată lumea are mașină mai scumpă ca tine oricum. Și o să vrei iarăși mai scumpă și nu o să fii fericit cu lucrurile pe care le ai. Și pentru mine, eu am început să cultivez foarte mult din gratefulness-ul ăsta, de recunoștința de tot ce aici am, dar totodată Ramit mi-a permis să învăț chestia asta de rich life, în care tu trebuie să-ți creezi viața ta fericită și bogată de pe acum. Și trebuie să identifici exact care sunt triggerele tale emoționale de cheltuieli. De exemplu, sunt unii oameni care ei nu sunt fericiți să cheltuiască pe, nu știu, de exemplu, subscription-uri, pe mâncare în restaurante, pe experiențe de lux și tot așa mai departe, dar ei vor să cheltuiască banii lor pe, de exemplu, jocuri de societate cu familia sau călătorii sau să meargă, de exemplu, să-și dezvolte o serie de pasiuni și hobby-uri și tot așa mai departe. Iar eu, pentru mine, am început să mă gândesc care este viața mea bogată. Și viața mea bogată înseamnă că eu vreau să călătoresc, eu vreau să am timp pentru mine și pentru sport, vreau să petrec cât mai mult timp cu soția mea și cu familia mea și ieșirile în oraș nu sunt atât de importante decât dacă ele sunt cu prieteni și asta este o experiență socială, culturală pentru noi. Și pentru mine, concret, atunci a fost un moment când eu am înțeles că viața, că eu nu trebuie să aștept un moment artificial de când o să-mi creez și eu o să fiu, atunci când ajung la portofoliul meu de jumătate de milion, eu o să pot să fiu fericit. Eu deja sunt foarte fericit în etapa mea și în situația mea, cu toate economiile care sunt, nu simt că mi-am strâns cureaua, eu călătoresc regulat și fac asta concret pentru că vreau să mă bucur de momentele și de călătoria asta spre independență financiară cât o fac, nu doar să aștept acest moment că la 30 de ani o să ajung și atunci gata, eu am făcut și nu mai am obiective în viața mea. Mm-hmm. Nice. Da, recomand tuturor celor care ne urmăresc să-ți dea follow pe Instagram, pentru că ceea ce propui tu este, are mai multe fațete. Da? Ai pornit de la filozofia asta minimalistă cu constrângeri, cu disciplină, dar ai adăugat pe parcurs și viziunea asta privind rich life. Ce ți aduce bucurie și împlinire acum? Cum poți să trăiești în așa fel încât
să te bucuri de viață acum, fără să trebuiască să amâni anumite lucruri care sunt importante pentru tine. Da. Bun, ai menționat Atomic Habits, cel mai bogat om din Babilon, și Ramit Sethi, I Will Teach You To Be Rich. Ramit Sethi cu I Will Teach You To Be Rich. Foarte mult îmi plac resursele lui Ramit. El are blogul lui, la fel, e foarte plin. Are chiar și cursuri gratuite și multe materiale gratuite pe cum să-ți creezi acest buget de mindful spending, practic de cheltuieli conștiințioase, cu exact să cheltui pe lucrurile. El practic explică asta prin faptul că tu îți creezi un buget în care tu îți focusezi banii tăi în direcție în care îți place să cheltuiești mai tare pe anumite lucruri și tu cheltuiești mai puțin pe lucruri de care ție nu-ți plac. Și tu faci asta conștient lună de lună, astfel încât la un moment dat tu îți dai seama că stilul tău de viață s-a îmbunătățit doar pentru că tu ai început să faci mai multe lucruri conștient care îți plac și tu direcționezi banii mai mult și mai mult în aceste direcții care ți-ți plac. De exemplu, el dă un exemplu banal despre o femeie din New York. Ea câștigă, nu știu, un salariu de top de 250-280 de mii de dolari pe an. Deja contribuie și investește foarte mult, o bună parte din salariul ei în fiecare lună, și ea în continuare rămâne cu bani în fiecare lună. Iar ea, pentru ea, a descoperit că rich life este să-și cumpere perechi de pantofi. E că femeii plac foarte mult perechi de pantofi și ea știe că pentru ea o fac fericit. Pentru mine, asta ar putea să aibă zero sens. Iarăși, eu am o serie de pantaloni și tricouri. Dar pentru alții, asta ar putea să fie, de exemplu, nu știu, pentru alții asta ar putea să fie figurini Lego sau din Star Wars. Sau pentru alții ar putea să fie electrocasnice în bucătărie, pentru că lor le place foarte mult să gătească. Pentru alții ar putea să fie, pentru mine asta e foarte mult nutriția, haine sportive, experiențele mele sportive și fix ce aici povesteam și noi anterior. Dar pentru ea asta au fost pantofi. Și iată, femeia își cumpără în fiecare două săptămâni sau o dată pe lună, își cumpăra pantofi, nu din ăștia de pe website-uri locale. Cumpăra pantofi din ăștia care costă, nu știu, peste 1000 de dolari. Iar pentru ea asta era o întreagă experiență de cum ea după asta le acumula, își crea un spațiu de depozitare pentru ele. Ea le îmbrăca la diverse ocazii și tot așa mai departe. Și femeia, în continuare, nu avea absolut nicio problemă financiară, nu avea nicio dificultate să plătească toate lucrurile astea. Ea pur și simplu a identificat că ea vrea să-și distribuie banii ei într-o direcție în care pe ea banii o fac fericit și ea este recunoscătoare pentru stilul și modul ăsta de viață pe care îl are ea. Da. Dar eu nu am nicio reținere să cheltui când vine vorba de două zone ale vieții mele. Zona de învățare, cărți, cursuri, coaching, mentorat, terapie, tot ce ține de învățare și dezvoltare personală. Și doi, zona de sport, la fel. Nu am nicio reținere. Și, cum ai spus tu, important să-ți alegi zonele care sunt cu adevărat importante pentru tine și să-ți dai voi. Eu am avut un moment, acum 2 ani, când am avut COVID, am stat în casă, izolat, o săptămână de zile și în momentul în care am ieșit, mi-am dat seama că eu tot amânam anumite lucruri, crezând că eu nu-mi permit. Amânam să încep să merg la sală cu antrenor, era un lucru pe care mi-l doream, dar îl tot amânam. Amânam să fac tenis, amânam să fac un program de coaching pe care mi-l doream de mulți ani și tot mă gândeam, încă mai aștept un pic până o să ajung să-mi permit. De fapt, ăla a fost pentru mine un declic și am început să-mi dau voie să fac lucrurile astea. 2 luni sau 4 luni cât am făcut cu antrenor, au pus bazele pentru 2 ani de zile în care eu și acum sunt consistent pe partea asta de sport. Programul de coaching, la fel, a avut un impact foarte mare asupra mea și rezonez foarte mult cu ceea ce spui tu. Și eu, din contră, rezonez foarte mult cu ceea ce povestești și tu, adică pentru mine, eu admir oameni ca tine care reușesc să facă lucruri din astea și mă bucur foarte mult de oameni care își conștientizează faptul că nu e nevoie să așteptăm aceste momente și zile, că o să existe un moment bun și un salariu potrivit când pot să-mi iau un antrenor sportiv. De exemplu, pentru mine, eu mi-am făcut regulă că începând cu 2023,
Dacă eu cred că o carte poate să-mi ofere măcar o singură idee pe care eu pot să învăț, dacă eu pot să învăț măcar o metodologie dintr-un curs pe care îl cumpăr sau o altă resursă de învățare cu plată, înseamnă că eu am să o cumpăr. Pe de altă parte, mi-e frică să nu ajung în momentul când eu cumpăr toate resursele astea de învățare și nu mai ajung să le fac. Eu, de exemplu, eu în luna decembrie am cumpărat, în luna noiembrie le-am cumpărat la discount, am cumpărat două cursuri de la Ali Abdal. El este la fel un educator în spațiu de productivitate, antreprenoriat și creare de conținut. Și am plătit pe un curs de creator de conținut de $849. Până acum îl fac, este probabil unul din cele mai puternice cursuri pe care le-am făcut. La prima vedere nu pare nimic serios, adică e o serie de videouri, dar chestia asta de, în primul rând, framework-ul care ți-l dea, faptul că el te pune pe tine într-un context că, băi, termină cursul și cât termin cursul, ai și o serie de teme pe acasă pe care trebuie să o faci. De exemplu, eu am o temă pe acasă pe care eu tot fac de o lună jumate, despre care este audiența țintă pentru minimalistul și nu pur și simplu trebuie să descriu că astea sunt femei de la 18 la 35 de ani cu copii care vor să economisească pentru copiii săi, de exemplu. Asta e un astfel de persoană, e aproape unul din audiențele ținte pentru minimalistul. Dar el vrea ca tu să-l descrii ca pe un prieten. Adică, practic, să descrii o zi din viața acestei persoane și astfel tu poți să creezi conținut anume pentru această tip de persoană. Pentru că chiar și Ramit Sethi povestea că el când a scris cartea, el a avut o dificultate foarte mare să scrie cartea pentru audiență generală. Respectiv, când a avut... Tim Ferriss povestește despre chestia asta, că el nu știa cui să-i scrie cartea. Și Tim Ferriss, pur și simplu, și-a făcut chestia asta de 4-hour work week, a fost scrisă ca pentru un prieten, nu pentru audiența sa generală. Și eu în continuare lucrez la foarte multe exerciții de la Ali, care tot încerc să le găsesc răspunsuri și să termin cursurile lor. Și atunci am înțeles că cursurile premium nu au un preț premium doar pentru că așa a vrut autorul și el pur și simplu vrea să facă bani pe lucrurile astea. Dar este practic tot timpul și tot efortul pe care l-a făcut el sau ea în ultimii 5-10 ani, care au fost adunate pentru tine într-o resursă de 10 ore, pe care tu pur și simplu ce trebuie să faci este să le înveți și să le execuți. Și după asta să le implementezi la tine în proiectele sau companiile pe care le ai tu. Și mie îmi pare mult mai ieftin să plătesc $1,000 decât $100,000 în timp pierdut și acumulat din 100 de cărți și 100 de materiale și 100 de resurse. Dar eu, în general, sunt foarte focusat pe productivitate și... 1% improvement, știi, lucruri din astea de fix ce spui și tu de consecvență, știi, să încercăm să facem lucrurile cât un pic. Pe mine nu mă interesează să merg la sală începând cu săptămâna viitoare 6 ori pe săptămână, pentru că știu că eu peste 3 săptămâni nu o să mai vreau să fac asta. Pe mine mă interesează mai degrabă să merg 4 ori pe săptămână la sală, săptămână de săptămână, fără pauză, în ani la rând, pentru că știu că asta este mai important decât să încerc să-mi pun... să fac de mâine 1,000,000 de antrenamente. Ok, mă întorc la o idee pe care ai spus-o sau o parafrazez în cuvintele mele. E important să te uiți la lucruri, nu la cât costă, dar la cât valorează. Adică ce obții tu din treaba asta? Și cei mai mulți oameni se uită la cât costă, la preț, la ce trebuie eu să plătesc. Dar nu se uită la ce pot câștiga din treaba asta. Da? Și componenta asta de investiții în tine, în educația ta, în sănătatea ta, în programe premium de coaching, de mentoring, cursuri, este pur și simplu, aici stă limita evoluției tale ca antreprenor sau ca profesionist. Limita ca ta pe plan profesional, e dată de dezvoltarea ta personală și de modul în care înveți. Și până nu înțelegi lucrul ăsta și nu începi să pui preț pe moduri în care poți să înveți și să te schimbi tu ca persoană și să adaugi noi skill-uri, să adaugi noi cunoștințe, să-ți schimbi mindset-ul, vorbeam mai devreme, o să fie un blocker, pur și simplu, pentru orice... vrei, pentru business-ul tău, pentru cariera ta.
100%. Și pe lângă asta, oricum, toți creatorii de conținut pe care eu, Igor sau oricare din noi care ne ascultă și îi urmăresc, ei au atât de multe resurse gratuite, adică, de exemplu, la mine Instagram-ul e plin de foarte, foarte mult conținut, care absolut nimeni nu trebuie să cumpere niciun curs de-a meu de investiții și absolut nu are nevoie nici de o sesiune de coaching sau absolut nimic cu mine, pentru că ei pur și simplu tot ce au nevoie să fac este să citească Instagram-ul meu și ei sunt gata să investească. Asta eu promit și eu sunt absolut conștient despre asta. Și pentru oamenii care, de exemplu, care nu sunt siguri de toate materialele cu plată, aceeași carte a unui autor sau orice alte materiale care se oferă de ei, tare mult vă recomand să citiți postările lor, blog posturile lor, să ascultați câteva interviuri. De exemplu, eu de Ramit Sethi întâmplător am descoperit într-un video pe YouTube la Matt D'Avella, care eu îl urmăream pe partea asta de minimalism. Și eu când l-am auzit pe Ramit, pentru mine eu n-am avut oameni cu care am rezonat în acea perioadă atât de mult cât el și Matt D'Avella, care povestea despre minimalism. Pentru mine tot ce zicea, adică asta era un om, știi, când tu l-asculti și tu ești, da, eu de atât de mult timp vreau să vă zic despre asta și nu, n-am știut că asta este modul în care tu trebuie să pui cuvintele într-o propoziție. Da, am văzut și eu interviuri cu Ramit Sethi, într-adevăr, e o senzație. Bun, hai să ne concentrăm un pic pe subiectul minimalistul, da? Pe lângă faptul că ești cofondator la Planable, pe lângă viața ta personală în care ai traiectoria asta de economisire și investiții pentru a atinge independența financiară, tu practic ești un antreprenor solo care a pornit de la zero și a devenit un educator și un creator online de succes, din punctul meu de vedere. Ai peste 33.000 de urmăritori pe Instagram. Cum s-a întâmplat? Povestește-mi un pic despre proiectul Minimalistul. Minimalistul pentru mine, în primul rând, e un proiect de suflet. Eu am avut nevoie foarte mult și foarte, iarăși, după o perioadă de 4-5 ani de Planable, eu mereu am vrut să mă implic în alte proiecte care nu sunt numai decât legate de Planable. Iarăși, în primul rând, de un mindset shift, de un focus shift, am vrut să văd un pic de alte lucruri și evident că eu nu pot să fac alte lucruri. Doi ani în urmă mă gândeam că eu nu pot să fac alte lucruri în paralel cu Planable pentru că pur și simplu n-am timp. N-am de unde, adică viața de cofondator, eu mă ocup de partea de vânzări la Planable, respectiv asta e o parte de muncă foarte, foarte grea și foarte plină de activități, e-mail-uri, vorbit cu oameni și încercat să-i convingem și să negociem cu ei. Și foarte mult tot mi-am zis de faptul că, eu nu pot, eu n-am timp, dar mereu eu am ani la rând în care eu aveam notițe cu alte companii pe care eu aș încerca să le deschid sau aș încerca să le fac. Scriam diferite proiecte și în special creator economy și tot valul ăsta de creatori de conținut care au început să apară începând cu 2014, e o chestie care mie a început să-mi placă mult mai tare și mai tare. Adică am început să mă gândesc că, ar fi fain să deschid un canal pe YouTube, dar el e un canal pe YouTube, asta vreo 16 ore de muncă pe săptămână, ca să poți să filmezi, să editezi și să faci toate lucrurile astea singur. Un canal de YouTube, bun, sună bine, teoretic în ce limbă? În română, eu 2 ani în urmă n-am crezut că eu pot să fac conținut în română, doar pentru faptul că eu gândesc în engleză și eu absolut oricine care o să ne asculte din România o să audă că eu vorbesc cu, sau cu greșeli sau scriu cu unele greșeli și eu sunt complet conștient de asta, muncesc la asta. M-am gândit după asta podcast. Podcast sună interesant, parcă nu este atât de consumant în timp, parcă pot să-l fac asta, dar ar trebui să invit oamenii și ar trebui să fac interviuri. Când să fac interviurile? Dimineața înainte de birou? Încă nu știu, ok. Hai. Și între timp am început să pun tot asta într-un proiect în Notion și am început să fac tot serie de notițe și mi-am dat seama că, cred că mi-ar plăcea să fac un proiect pe educație financiară pentru că aș vrea să încerc să traduc toate conceptele pe care le-am învățat în engleză, dar pentru vorbitorii de română. Eu pe atunci când am început Minimalistul, jur că n-am găsit decât 2-3 companii sau 2-3 educatori de educație financiară. Acum știind, pentru că stau în spațiul ăsta foarte mult, știu că ei sunt foarte mult și erau chiar și atunci.
dar pur și simplu în spațiul meu ei nu intrau. Ok, am înțeles că vreau să fac un proiect pe educație financiară, am înțeles că vreau să traduc conceptele din engleză pe care le-am învățat, dar să le pun în română, pentru că avem nevoie din primul rând mai mult, avem nevoie de mai mult conținut în limba română. Dar un lucru care pe mine mă pasionează este educația, educația tinerilor și educația sau traducerea conceptelor complicate în cuvinte foarte, foarte simple. Unul din motivele de ce oamenii nu investesc la bursă în ziua de astăzi și nu se ocupă de educația lor financiară e pentru că lor le pare că asta este incredibil de complicat și dificil să înveți. Ei au avut cuvântul bursă, ei se sperie, ei au avut cuvântul, nu știu, acțiuni, lor le pare asta complicat, ei au avut cuvântul broker sau platformă de investiții, lor le pare că asta e despre altă planetă. Și în general, investițiile sunt create, adică să nu uităm că investițiile sunt făcute de noi când ne gândim la investitori, ne gândim la Wolf of the Wall Street sau aia din toate filmele pe care le-am văzut noi cu cravată în sacou și ei sunt investitori. Când de fapt asta nu este, asta sunt 1% din investitori pe care noi îi vedem. Noi avem investitori absolut peste tot. Noi putem să trecem pe lângă un investitor pe lângă noi care are, nu știu, 5 milioane avere netă. Posibil nici nu știm despre asta, pentru că el a investit în afacere, în de exemplu, în imobiliare, în acțiuni și în tot așa mai departe. Dar eu am început să mă gândesc, ok, vreau să traduc conceptele astea de investiții într-un mod cât de posibil, de simplu. Și pe atunci stăteam foarte mult pe Reddit și pe Reddit era un subreddit care se numea LE5, Explain Like I'm 5. Și eu mi-am dat seama că asta este conceptul pe care eu vreau să-l fac pentru minimalist. Eu vreau să explic ca pentru copii sau pe înțelesul tuturor, astfel încât toată lumea să înțeleagă. Și în continuare am pus proiectul ăsta pe o poliță pentru că n-am timp. Fix ce ziceai și tu. Dar am avut noroc de Oxana Greacenco, ea este Oxanescu pe Instagram, care Oxana la un moment dat scrie un story. Vreau să fac un clubhouse, pe atunci toată lumea stătea prin casă în 2021, că era, lumea avea foarte mult timp liber din cauza la COVID. Și Oxana mă invită pe mine într-un clubhouse să vorbim despre independență financiară. Eu am vorbit cât am vorbit acolo câteva chestii și mi-au scris vreo 40 oameni a doua zi și pe Facebook și pe Instagram, pe profilele mele private. Și pe e-mail, pentru că e-mailul meu e public pe LinkedIn și mi-au scris că, băi, tu ai vorbit niște chestii interesante, spune-mi un pic, eu am povestit despre chestii, nu știu, despre concret ETF-uri, cum să faci, pas cu pas, adică eu am rezumat tot ce aici povestesc astăzi la minimalist, probabil am vreo 5 minute de monolog. Și eram de dar probabil asta ar trebui să fie ceva mai mult. Și am zis că ok, mi-am setat câteva reguli de joc pentru minimalistul de la bun început. O regulă a fost faptul că eu dacă fac minimalistul sau mă apuc și fac asta 3 ani la rând sau nu mă apuc deloc. Pentru că eu nu vreau să fiu unul din creatorii de conținut care fac 3 posteri și după asta zic ok, asta nu a bubuit din prima, eu nu vreau să mai fac asta sau asta nu este interesant. Marii mei creatori de conținut pe care eu îi urmăresc cu mare drag, ei au lucrat 3, 5, 7 și 10 ani ca să ajungă unde au ajuns ei. Și asta a fost foarte greu. Asta a fost pe la începuturile internetului. Adică Mark Brownlee de la MKBHD, Matt Diavela și Ali Abdal, care oamenii ăștia în primii 2 ani au strâns abia câțiva mii de urmăritori. Și când au ajuns la 50.000 de urmăritori pe YouTube, s-au gândit că, oh my god, eu sunt creator de conținut mare. Și pentru mine era foarte important asta. Eu am știut că consecvența contează mai mult. Nu vreau să fac un număr artificial de follower, vreau să ajung în primul rând la 3 ani de activitate. Mie mi s-a părut că 3 ani de activitate, Doamne ferește cât de departe. Noi suntem în februarie, acum eu în aprilie împlinesc 2 ani de minimalist. Pe 4 aprilie, cred că, nu mai știu exact, putem să ne uităm peste prima postare. Și am zis că ok, ce vreau să fac? Am încercat să scot tot bullshit-ul ăsta informațional despre... Trebuie de făcut logo, trebuie de făcut concept, trebuie de făcut descriere, trebuie de făcut un website, trebuie de făcut branding, chestii genul dat. Nu, eu pur și simplu am deschis, am pus minimalistul, am văzut că minimalist.eu era liber, mie mi se pare că sună nice. Minimalistul vine de la faptul că mie îmi place, eu mă simt minimalist în sine și vreau să fac educația financiară minimalistă, simplă, straightforward. Am rezervat rapid numele. Am arătat soției mele că am rezervat și numele și după asta... A doua zi am început să fac 3 posteri, m-am gândit la care sunt lucrurile la care mi se pare că sunt cele mai atractive și simple. Am făcut un template în Photoshop foarte rapid, aparent sunt template-uri mult mai simple și mai bune pe Canva, dar eu am vrut să mă chinui.
Și am făcut postări. Am făcut primele 6 postări. Oxanescu a observat asta. I-am spus, în primul rând, mulțumesc. Tu m-ai motivat foarte mult. Chiar ești o inspirație pentru mine. Oxanescu mi-a dat câteva share-uri. Eu am mai dat câteva share-uri la prietenii mei. În 6 zile am avut 1000 de followers. Eram, hai să încerc să nu dezamăgesc oamenii ăștia și să încerc să continui să povestesc despre toate lucrurile astea. Și am continuat, de atunci am continuat să povestesc mai mult și mai mult. Minimalistul nu era intenționat să devină afacere din start în orice caz. Minimalistul era intenționat să fie un proiect de suflet în care eu povestesc și eventual sper să-l monetizez. Dar pentru că eu nu pot să mă pornesc cu un proiect din asta pe jumătate de drum, eu am început din start cu niște planificări. Ok, primul an o să fie despre creare de conținut, a doilea an o să fie despre cursuri, pentru că vreau să încep să monetizez activitatea, a treilea an poate despre newsletter și podcast. Și apropo de ce am început pe Instagram, pentru că mie mi s-a părut Instagram în primul rând o platformă simplă, accesibilă, una care îmi permite mie să am foarte mult feedback direct de la oameni și să am părerea lor dacă eu fac corect sau nu fac corect. Și pentru că mi s-a părut simplu să creez posteri pe Instagram și să faci story-uri în continuare, pentru că podcastul, următoarea etapă mi s-ar părea podcast, următoarea etapă de fapt mi s-ar părea un blog sau un newsletter și după asta podcast și după asta un canal pe YouTube. Și am început să fac toate lucrurile astea pe Instagram și să încerc să public, dar peste 2 luni am început să-mi dau seama că asta de fapt s-a transformat în afacere, pentru că cineva îmi spune că Vlad, învață-mă cum să investesc, n-am timp să citesc postările tale. Băi, eu pe atunci aveam 30 de postări, adică cât era să citești postările mele? Dar cineva mi-a zis că vreau să învăț postările, vreau să învăț cum să investesc. Și eu am monetizat atunci, pe mine m-a plătit cineva 50 de euro prima dată ca să-i învăț cum să investească. M-am întâlnit la o cafenea cu ei și o oră întreagă le-am povestit, le-am arătat. Și iarăși, metodologia mea și tot ce povestesc eu este foarte punctual, concret, specific. Iată ce sunt investițiile, iată cum tu poți face, iată care sunt exemplele, iată unde tu apeși, iată unde tu faci click, iată cum tu faci depuneri la cont. Pentru că eu sunt așa ca persoană, pentru mie nu-mi place fluff și apă. Eu vreau foarte mult să fie cât mai multe lucruri concrete din tot ce aici fac. Și de atunci am continuat experiența mea ca și soloprenor. Anul ăsta vreau să încerc să-mi construiesc o echipă de oameni care să mă ajute să compensez pe foarte multe direcții pe care eu pierd și nu reușesc, dar în general, în ultimii 2 ani, asta a fost o experiență foarte solitară, dar cu susținerea și ajutorul la foarte, foarte mulți oameni și oameni dragi care sunt foarte, foarte mult recunoscători, pentru că au avut, chiar soția mea care au avut răbdare, că eu vin de la Planable la ora 7 seara, mă așez la laptop, fac conținut pentru minimalistul, ultimele 3 săptămâni închideam laptopul pe la 11:30 pentru că lucrez la un curs nou. Dacă nu lucrez la curs nou, vreau să fac conținut pentru următoarele săptămâni. Dacă nu lucrez la un curs nou, vreau să fac planificare. Sau acum trebuie să mă ocup și de chestii administrative, de genul contabilitate. Și pentru că eu sunt foarte fericit să plătesc impozitele la stat și știu sigur că minimalistul are contribuția lui la bugetul de stat. Dar eu și fac lucrurile cinstit din vânzările mele. Și cam așa. Mm-hmm. Ok. Am niște întrebări mai concrete despre tool-urile pe care le folosești și modul în care te organizezi. Dar până atunci, vreau să fac un pic zoom out, pentru că ai menționat cartea lui Peter Thiel, Zero to One. E un framework pentru startup-uri, pentru companii de tehnologie, dar care stă la baza unui alt concept, monopol personal, chiar și pentru antreprenori solo, pentru creatori de conținut, este relevant conceptul ăsta de monopol personal. Adică de a pune împreună câteva elemente care te fac pe tine unic. Da? Și, de exemplu, în cazul tău e o combinație interesantă. Odată filozofia asta minimalistă pe care deja o îmbrățișai de ceva timp. 2, pasiunea ta pentru educație pe care ai avut-o la fel din școală. 3, obsesia ta pentru investiții și zona asta a educației financiare. 4, tehnologia online-ul, faptul că ai folosit internetul ca o
o pârghie pentru a ajunge la foarte mulți oameni. E observații. Da, da, și mai e o chestie pe care aș adăuga eu și Gary Vaynerchuk. El cred că de fapt ne ajută pe noi să unim toate lucrurile astea pe atunci. Gary Vaynerchuk are filozofia asta de a documenta și nu de a crea conținut. Adică tu trebuie să documentezi tot ce aici faci tu și tu din asta este conținutul pe care tu creezi. Exact. Dar Gary Vaynerchuk are o filozofie foarte, foarte simplă. Tu, el are cartea asta care se numește jab, 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 right hook, adică practic lovitură, lovitură, nu, stai, gen, bați, bați, bați și dai lovitura ta finală în can, can box. Doar că ideea asta se traduce în social și pentru creatori de conținut în faptul că tu trebuie să creezi cât de mult conținut posibil gratuit, înainte ca tu să ai măcar o singură ofertă de plată pentru oamenii ăștia. Adică tu trebuie să creezi atât de mult conținut gratuit în care asta la oameni se le pare stupid ideea de a nu te plăti pe tine pentru un produs, pentru că ei văd în primul rând că asta e un mod de a te recompensa pe tine pentru tot timpul tău gratuit pe care tu l-ai oferit până acum, dar și totodată de a învăța ceva nou pe care tu nu l-ai oferit până acum la audiența ta pe care tu l-ai avut. Și pentru mine fix asta a fost. Eu n-am vrut absolut, eu urăsc pur și simplu creatorii de conținut, în special în investiții, care sunt gen, înscrie-te în webinarul meu pe care plătești $5 și eu te învăț pe tine cum să începi să investești. Sau niște lucruri care, sau când oamenii răspund, de exemplu, la întrebări sau le pui o întrebare, de exemplu, cum să încep să investesc și îți spun, cumpăr cursul meu. Băi, adică, pentru mine asta nu se aliniază cu niciuna din valorile mele. Întrebările trebuie să fie făcute punctual. Dacă omul eventual o să vrea să cumpere, fine. Dacă nu o să vrea să cumpere, la fel fine, pentru că tu ai făcut, probabil ai reușit să construiești din omul ăsta un investitor, el o să fie recunoscător eventual de tine și o să poți să recomande conținutul tău la alți oameni care eventual ar putea să cumpere. Și tot ce aici fac eu la Minimalistul și tot ce văd în valul ăsta de Creator Economy e exact asta. Ca noi să creăm conținutul ăsta gratuit de care oamenii pot să beneficieze oricând și oricum și oriunde. Ei o să cumpere eventual cândva din ceva din activitatea ta dacă tu ai o ofertă corectă, o propoziție cu valoare pe care tu oferi, un curs sau o carte sau un newsletter plătit sau un podcast plătit, și adică moduri în care poți monetizezi o audiență care e fidelă pentru conținutul tău, există tare mult. Eu recent am citit 40 modalități cum tu poți să-ți monetizezi audiența ta. Dar eu pentru mine am ales o care de cursuri pentru că mie îmi pare asta cea mai... Pentru că mie îmi place să fiu educator. Mie îmi place să învăț oamenii și să adun conceptele într-un mod simplu. Da. Și asta e interesant la tine. Tu documentezi viața ta personală. Tu arăți exact cât a costat călătoria în Islanda, cât a costat cursul pe care l-ai cumpărat de la Ali Abdal. Tu faci din activitățile tale zilnice content și ești foarte transparent și crezi și încredere. Interesant conceptul ăsta de a documenta. În newsletter eu am un motto după care mă conduc. Write my way through. Da? Uh-huh. Ideea nu e de a crea un concept finalizat, o carte, un e-book. E pur și simplu scrii săptămână de săptămână și în timp ți se arată cam care e direcția ta, cam ce propui tu. Nu stai închis undeva o săptămână de zile ca să creezi ceva de la zero. Creezi, vezi feedback, interacționezi, vezi ce merge, vezi ce nu merge, adaptezi, pivotezi și creezi un produs, o viziune, o ofertă mult mai ancorată în nevoile oamenilor care te adresezi. Exact. Chiar și pe Twitter poți să vezi foarte, foarte mulți oameni. Pe Instagram ei nu sunt. Pe Twitter ei sunt foarte activi de build and public. Oameni care își construiesc companiile lor public. Adică ei spun exact, băi, astea sunt liniile de cod care le-am făcut eu săptămâna asta, am implementat asta săptămâna asta, am făcut una asta, am câștigat primul meu client. Companii care își arată veniturile sale publice cu toți clienții săi, adică nu arată numele clienților, dar arată veniturile pe care le câștigă. Și companiile astea sunt companii pe care le-am urmărit eu foarte, foarte mult timp, nu știu, ConvertKit, care e unul din cei mai mari provideri de newslettere din lume.
Nathan, adică Nathan ca și creator, e fondatorul la Convert, care povestește foarte multe chestii nice. Ali Abdal, care la fel, el pe minim, dude face 4.600.000 în vânzări, dintre care 3.000.000 sunt pe cursuri digitale de cum să creezi un canal pe YouTube. Și el arată cum el creează, cum el un canal pe YouTube, al lui arată transparent cum el creează 12 surse de venit din tot ce a reușit să numească Ali Abdal. Pentru că acolo e deja o echipă de vreo 16 oameni, dar el a făcut multe chestii. Și pentru mine așa, oamenii sunt o inspirație, pentru că eu nu... Eu rezonez cu ei cel mai mult pentru să văd cifre concrete, să văd oameni concreți, să văd activitatea concretă, ce ai reușit și cum tu ai reușit să faci. Și pentru mine asta e la fel. Eu nu cred... Nu văd cum un creator de conținut în spațiu de finanțe personale să nu povestească despre banii lui. Adică, what's your skin in the game? Cum tu? Adică, pentru că sunt foarte mulți creatori de conținut în spațiu de finanțe personale care posibil nu investesc sau pur și simplu povestesc chestii din alte cărți și din alte lucruri. Și eu la mine, de exemplu, eu azi am vrut să postez care au fost acțiunile care le-am cumpărat ieri. Și faptul că am fost la shopping și mi-au venit bani, eu în fiecare lună pun screenshot-uri cum mie intră banii în conturile mele la XTB și la Tradeville și la toți brokerii mei, pentru că pur și simplu vreau să vedem cât mai multe exemple de la oameni, vreau să arătăm specific ce se întâmplă astfel încât eu să pot traduc conceptul ăsta în exemplu și respectiv să pot să implementez ca tine sau ca tine sau ca altcineva. Da. Mai am un concept pe care îl arunc legat de monopol personal. Da, este framework-ul din marketing AIDA. Atenție, interes, decizie, acțiune. E un funnel, da? O grămadă de oameni devin atenți la un produs, o parte din ei devin cu adevărat interesați și o mai mică parte iau decizia de cumpăra și acțiunea rămân cei mai puțin. În momentul în care tu îți creezi un monopol personal și investești foarte mult în zona asta de educație și de publicare de content gratuit, tu nu te adresezi oamenilor care deja au luat decizia și nu intri în concurență cu alți competitori care oferă același lucru. Tu iei oamenii din faza de atenție și din interes și în felul ăsta tu te poziționezi în mintea lor ca unica opțiune firească în momentul în care o să-și dorească să cumpere produsul sau serviciul respectiv. Și asta ți-i dă și leverage asupra prețului pe care îl practici și asta înseamnă de fapt monopol personal. Exact. Plus pentru mine, de exemplu, anul ăsta eu vreau să mai fac încă două cursuri, două sau unul precis, despre, la fel, cursuri gratuite. Vreau ca oamenii în continuare să aibă framework-uri și poate să-și pună atenția lor într-un, de exemplu, în 45 de minute să învețe un lucru. Evident că nu e un curs de 10 ore, pentru că nu pot să dedic atât de mult timp, dar vreau ca oamenii să poată să aibă și să facă lucruri mici. De exemplu, dacă oamenii reușesc printr-un curs gratuit să afle despre independență financiară, probabil pentru mulți din ei, și eu nu spun probabil, dar pentru din experiența și din comentariile la cursul gratuit, eu știu că pentru oameni asta e primul lor catalist. Fix așa cum pentru tine era COVID-ul, fix așa cum pentru mine era solitudinea în Londra, pentru unii oameni asta ar putea să fie un simplu curs de 45 de minute în care pentru dânsi există acest click în creier. Mm-hmm. Și e gen, de ce n-am știut eu de asta până moia? De ce? Mm-hmm. Dar iarăși, noi nu putem să nu știm ce nu știm. Și exact de asta este important, constant, să căutăm întrebări și lucruri noi. Da. Bun. Ce tool-uri folosești? Hardware, software? Ok, odată ai spus Instagram și am înțeles și motivele pentru care ai ales Instagram. Am văzut că folosești Teachable și sunt curios de ce Teachable și nu altceva. Uh-huh. Și ce alte aplicații și tool-uri mai folosești? Uitându-mă la ce stă la mine pe masă, e laptopul și telefonul meu. Telefonul, uh-huh. Ultimul telefon a fost cumpărat, e un iPhone 13, cumpărat de pe firmă. Eu am stat înainte de asta, când s-a pornit minimalist, am stat cu un iPhone 6S, care era meu și el deja avea vreo 3 ani și în continuare munceam pe el și am refuzat să cumpăr un alt telefon nou până în ultima secundă și după eram foarte fericit pentru că m-a ajutat foarte mult să-mi creez productivitatea. Pentru mine dura foarte mult timp să încarci story-urile și telefonul ăla vechi. Pe lângă asta, anul ăsta vreau să investesc într-un stativ, într-un microfon bun pentru video-urile mele, eventual într-un microfon bun pentru podcast-urile la care particip și la care vorbesc.
Din ca și tool-uri, eu folosesc Teachable, platforma pe care sunt hostate toate cursurile gratuite și multe alte materiale care o să fie în viitor. Folosesc Teachable pentru că știam de companie de foarte mult timp. Este o companie foarte, foarte bine cunoscută în spațiul de educație personală. Am văzut alți educatori care foloseau Teachable. Eu atunci când m-am uitat la Teachable am avut o opțiune de a alege între o platformă WordPress plus WooCommerce și să-mi fac cumva custom cursurile mele în platformă. Mie mi s-a părut asta o explozie la creier și n-am înțeles de ce să-mi pierd mie timp ca să-mi creez platforma mea și mai bine plătesc un subscription la Teachable. Ca idee, pentru Teachable plătesc $1,200 pe an. Chiar alaltă mi s-a făcut factura pe tot an. Și folosesc Teachable pentru că pur și simplu ei ți-ți oferă tot. Ei îți oferă un sistem de plăți foarte simplu pentru toate cursurile tale. Eu pot să setez ca oamenii să plătească o singură dată pentru curs. Pot să le ofer opțiunea, de exemplu, cursurile mele se vând și în rate, în 3 rate lunare, care este practic echivalentul prețului mare. Pot să setez subscription-uri în viitor dacă vreau ca oamenii să plătească un abonament în fiecare lună. Pot să setez ca un curs să fie gratuit doar 7 zile. Eu încă dezbat ideea asta dacă vreau să implementez ca cursurile să fie limitate doar într-un timp, astfel oamenii să fie forțați să facă cursul cât mai rapid. Totodată mă oferă partea asta de newsletter. Eu am putut să trimit e-mail-uri pentru toată audiența mea și pentru toți studenții direct din Teachable. Eu folosesc paralel și ConvertKit, imediat revin și la asta, dar Teachable îți oferă teoretic opțiunea ta pe care o ai tu. Pe lângă asta, în Teachable ai și partea separată de coaching, de exemplu, coaching în care tu îl conectezi cu Calendly. Calendly e folosit pentru ca oamenii să facă appointment și practic să rezerve o oră în calendarul tău, astfel încât eu nu trebuie să iarăși să pierd timp pe e-mail-uri cu ei, eu le dau la oameni, ei plătesc sesiunea direct pe loc și respectiv rezervează o oră. Anul trecut am 45-50 de ore făcute pe sesiuni individuale cu oamenii. Asta e Teachable. Teachable la fel are și un program de afiliere. Eu personal n-am avut rezultate din programul de afiliere, dar mă bucur să văd că el este. Alte opțiuni mele au fost Kajabi și Podia. Podia este un startup mai micut, în jur la 30 de angajați versus 300 la Teachable, dar Podia face niște chestii tare interesante. Platforma lor e mai vizuală, mai frumoasă, se vede că e mult mai fresh. Teachable e un produs și mai vechi deja. Dar Podia nu mi s-a părut până la urmă, dar eu pur și simplu am ales în primul rând Teachable și acum, sincer, gândul să mă mut pe altă platformă, nu pot să vă explic cât de tare mi-e lene să mă mut pe altă platformă. Plus, un alt beneficiu, există un beneficiu fiscal să stai la Teachable. Teachable are o chestie care se numește Teachable Pay. Respectiv, atunci când studenții plătesc pentru cursurile minimalistu, ei nu plătesc la Minimalistu Consulting SRL, care este compania din spate. Ei plătesc la Teachable, iar Teachable mă plătește pe mine. Wow. Ce înseamnă asta pentru antreprenorii care ne ascultă pe noi? Asta înseamnă că în loc, dacă eu am 1000 de studenți în luna decembrie, eu nu fac 1000 de facturi, fie manual, fie prin Smart Bill sau alte prostii, eu fac o singură factură către Teachable pentru toate vânzările mele pe care le-am făcut eu. Cei care sunt curioși să pornească experiențele lor pe Teachable, let me know, puteți să-mi scrieți direct pe Instagram, eu cu mare drag vă educ și vă explic. Eu am plătit pentru o consultație recent pe o consultație 300 de lei la un contabil cu experiență pe Teachable, care mi-a explicat mie niște lucruri. Că eu aparent am făcut lucrurile, aș fi putut să fac lucrurile mult mai bine, dar eu le fac mult mai bine acum din 2023 și am înțeles că lucrurile sunt mult mai simple decât am crezut eu. Dar ca și concluzie, eu fac o singură factură odată pe an, banii îmi intră direct în contul meu la Banca Transilvania, la ING și respectiv eu pot să mă focusez pe timpul meu pe lipsă de administrative și prostii din asta. Wow, da. Păi asta era întrebarea mea, pentru că integrarea cu o aplicație de factură online lipsește pentru tool-urile astea. Adică asta este singurul argument pentru care îi faci o platformă WordPress. Acolo poate fi integrat Smart Bill și se pot genera automat facturi. Să nu stai în fiecare lună să pierzi ore
ca să creezi facturile astea și să le trimiți la cursanții care cumpără. Exact. Și eu sunt de acord. Și eu sunt de acord că ideea, adică poate eventual o idee de a crea, de exemplu, platforma ta custom, poate ar putea să aibă mai mult sens. Pentru că poate e mult mai customizable, poate poți să faci mai multe lucruri. Pentru mine, în primul rând, eu nu vreau să pierd timp pur și simplu pe setări administrative. Eu n-am răbdare, n-am timp pe lucrurile astea și respectiv eu am mers pe Teachable. Eu știam pe Teachable din start, eu am stat 3 zile cu ei pe suport ca să mă asigur că ei să-mi explice mie cum funcționează sistemul de facturare. Până eu am putut să înțeleg concret și am putut să primesc un răspuns concret. Că oamenii plătesc la Teachable, Teachable mă plătește pe mine. Respectiv, faptul că tu nu plătești, oamenii nu te plătesc direct pe tine, tu eviți partea asta de 1 milion de facturi. Da. Și la fel, eu am, la ziua de astăzi am, cred că aproape 1000 de plăți, am 1000 de studenți care există în Teachable. Teoretic, dacă aș vrea, aș putea să emigrez. Alternativa mea a fost Kajabi. Kajabi, din câte eu știu, la fel, biluiește separat studenții. Apropo, Teachable face asta doar dacă accesezi Teachable Pay. Este metoda lor specifică de plată. Tu pur și simplu ai conectat cu un cont de Stripe. În contul de Stripe ți-ai selectat contul tău bancar, oricare ar fi el, în 100 de valute diferite. De exemplu, mie banii, oamenii plătesc în euro, mie banii îmi intră în lei. Și odată ce l-ai conectat la Stripe, eu am ales să-mi vină banii odată pe lună din cursuri și atât. Mai departe îmi fac toate plățile. Da, nice. Mersi de pont. Pentru educatori mai sunt fabrica de design. Mai este încă un tânăr din Cluj care folosește la fel Teachable. Eu tare m-am bucurat să văd alți oameni pe Teachable, că am senzația că în România suntem numai eu și el. Pe lângă asta, eu folosesc Notion. Notion este... Notion e un tool de project management în care poți face absolut orice. De exemplu, eu mi-am creat toată planificarea pentru anul viitor. Acolo mi-am creat toate... Mi-am făcut un board cu toată lumea, un fel de profile, de, nu de angajat, dar de colaboratori cu care eu vreau să lucrez și probleme pe care vreau să le rezolv. Eu lucrez, acolo fac curriculum pentru curs, acolo fac research pentru cursuri, acolo colaborez cu toată lumea, acolo am trimis niște posteri să fie... Să mi se dea feedback pe niște proiecte la care noi lucrăm cu niște parteneri. Și în Notion poți face absolut orice. Eu nici măcar nu plătesc pe Notion. Adică el costă $6, eu folosesc varianta free. Și valoarea pe care o am eu din Notion e extraordinar de mare. Pe lângă asta eu folosesc Sansama. Sansama este un tool de to-do list. Mie ce-mi place în Sansama e faptul că tool-urile, task-urile, de exemplu, care noi le-ai făcut pe ieri, automat se mut pe mâine, adică sau pe azi sau pe mâine, totodată acolo poți creezi workspace-uri. De exemplu, eu am 5 workspace-uri. Eu am work pentru planable, eu am investing pentru task-urile mele despre idei investiții, de exemplu, nu știu, vreau să-mi pun, investește în compania asta pe data din 1 februarie când intră banii în cont. De exemplu, nu știu, eu am făcut, chiar intru acolo în primul rând și după asta mă uit la planurile mele. Am un alt workspace de personal, de exemplu, termină cursul lui Eli Abdal sau cumpără cursul X sau citește cartea Y sau alte chestii genul care sunt personale, inclusiv, nu știu, rezervează cazarea pentru Bali. Asta sunt din câteva din task-urile mele la momentul dat și pentru minimalistul. Mai ales că pot spune acolo și task-uri recurente. De exemplu, nu știu, la mine este un task recurent, contabilitate. Și la contabilitate am o serie de lucruri care trebuie să le fac pentru luna precedentă. Aici o chestie interesantă, să folosești un verb, da? Să pui task-ul ca pe o acțiune. Am început și eu să fac asta în ultima vreme și mi se pare că ajută. Da, la mine nu știu dacă asta o fac intenționat sau nu, dar pur și simplu eu știu că asta e pur și simplu ce aici funcționează pentru mine. În rest, dacă mă uit și în telefonul meu pe lângă Stripe, care îl folosesc, eu mai folosesc câteva chestii pentru investiții, pentru research, dar concret pentru minimalistul, cheltuielile mele cam se rezumă la asta. Folosesc, evident că am și contabilitate, eu personal folosesk contabilitatea celor de la keys.ro, K-E-Z. Companii super fain, ei au diferența lor ca și contabili, faptul că ei au o platformă de contabilitate, acolo pui direct documentele tale de contabilitate, vorbești pe chat cu contabilul tău, ei se ocupă de tot, de la salarizare, la facturi, la absolut tot ce ai acolo, costurile mele sunt destul de ok la momentul dat, în jur la 400 de lei, pentru cantitatea de activitate pe care o am eu, e destul de ok. Da, da, da. Wow.
Fain. Mm-hmm. Bun, și pe partea de organizarea timpului, cum îți structurezi tu viața și în același timp, cum ai grijă să nu te pierzi, să nu-ți pierzi atenția pe social media? Mie mi se pare asta un challenge foarte mare, să pot să delimitez, să lucru pe social media de timp pierdut pe social media. Complet de acord cu asta. În general, în special în pandemie, o să fim ambii de acord că asta a fost într-adevăr incredibil de dificil. Să poți să nu mai stai și just mindlessly scrolling și să nu, pur și simplu, să nu mai înțelegi că tu, tot ce faci tu e să dai scroll. Instagramul meu, partea bună este că el e folosit pentru două metode. Unul pentru Instagram și respectiv eu am acolo doar creatori de conținut pe profilul meu la Minimalist, eu am doar creatori de conținut din spațiu de investiții. Mă inspir de la ei, citesc, vreau să văd și vreau să înțeleg pur și simplu ce se întâmplă în spațiu de acolo, astfel încât eu nu urmăresc pe Minimalistul concret, nu urmăresc alți creatori de conținut non-financial. Am profilul meu personal, pe ăla, sincer, îl folosesc doar ca să mă uit la Instagram reel-uri despre călătorii și căței. Asta e unicul meu mod în care eu mă deconectez, poate seara, după birou, vreo 10-15 minute să stau. Un mod în care eu mi-am organizat timpul cu Instagram, începând cu anul acesta, eu am descoperit o aplicație care se numește One Sec, practic o secundă. Da. Și este o aplicație pe care dacă tu o pornești, acolo există un proces de... Există o serie de instrucțiuni care o să le citiți, dar practic valoarea aplicației este că tu când apeși pe Instagram, de exemplu eu l-am setat pentru Instagram, ție nu ți-ți deschide aplicația de Instagram decât după o secundă când ți-ți arată un exercițiu de respirație timp de o secundă. Și tu trebuie să aștepți, adică fie aștepți să faci acest exercițiu de respirație, fie îl faci și abia după ai de ales. Continue to Instagram or I changed my mind, gen ok, eu nu mai vreau sau eu vreau să continui spre Instagram. Pentru mine, sincer, prima săptămână a fost chiar cu impact, adică eu pot să văd și după statistici că eu am deschis Instagram-ul mult mai mult, am momente în care îmi dau seama că ok, eu de fapt am intrat doar din obicei, n-am intrat într-o intenție specifică și eu mai are o chestie de notificări, de exemplu, dacă stai mai mult de 5 minute, apoi el ți-i trimite o notificare, gen, ești aici mental sau ceva de genul ăsta, gen că tu stai cu noi și continui să faci lucrurile astea. Asta e o chestie, plus calendarul pentru mine e cel mai important instrument de planificare a timpului. La mine calendarul meu e notat cu absolut toate evenimentele care le fac eu. Când plec la Chișinău, când plec în călătorii și eu am o serie de evenimente recurente. De exemplu, eu am evenimente de faptul că eu merg la sport. Toate evenimentele astea sunt în calendar în primul rând, astfel încât eu știu că eu mi-am impus decizia mea să merg la sală, de exemplu, la 7:30, marți, miercuri și joi. Sau, de exemplu, la mine evenimentul în calendar, la 9 dimineața, sâmbătă și duminică, stă că eu merg la yoga. Adică asta nici nu e o decizie pe care eu urmează să o fac. Asta e decizie făcută. I just have to show up și să vin acolo. Și pe lângă asta am alte evenimente puse, de exemplu, la momentul dat, stă luni, miercuri, vineri și sâmbătă, două evenimente, unul Work on Minimalist Courses, practic să lucrez la cursurile de la Minimalist, și pe miercuri și vineri stă evenimentul de Learning and Studying, practic de învățare. Asta este spațiul meu unde eu mi-am propus să-mi dedic timp fie pentru citit, fie pentru cursurile alea despre care vă povesteam anterior, în care am cursuri fie de la Alib, fie de la alte cursuri care le-am cumpărat. Respectiv, conștient să știu că, ok, dacă eu am acest timp alocat în calendar, eu trebuie să încerc să-l respect. Și la fel, sâmbătă, de exemplu, la mine e pus în jur de la 12 până la 4, e pus timp pentru creare de conținut pentru Minimalistul, filmare pentru cursuri, editare de website și tot așa mai departe. În general, încerc să respect cât de mult pot calendarul ăsta și să-mi impun această rutină de a face conținut măcar o dată, două ori pe zi sau măcar să fac asta săptămâna. Mm-hmm. Mm-hmm. Pentru Instagram, care sunt sfaturile tale pentru cineva care vrea să-și crească profilul de Instagram? Ce contează cel mai mult? Sincer, pentru mine contează cel mai mult e feedback-ul oamenilor și faptul că tu ai un impact în viața lor sau un impact în ceea ce fac ei în viața lor de zi cu zi.
Eu primesc mesaje în absolut în fiecare zi de oameni care îmi spun mie că eu i-am motivat pe ei să investească, eu i-am motivat pe ei să economisească, eu i-am motivat pe ei să-și dea seama că ei de fapt cheltuiau pe tare multe tâmpenii de care nu au nevoie. Și pentru mine asta e un feedback care, pentru mine personal, el contează aproape cel mai mult. Și un alt lucru care pentru mine contează de pe Instagram mai mult decât toate, asta nu-s followeri, asta nu-s comentarii, asta nu-i câte vizualizări eu am la postări, pentru mine vânzările sunt importante la minimalistul. Pentru mine, pentru că like-urile pentru mine nu se transformă în pâinea pe care pot să o cumpăr și vacanțele în care pot să plec. Pentru mine vânzările sunt cele mai importante, exact de asta eu fac perioade, de exemplu, anul ăsta o să fie doar 5 perioade de vânzări, de discounturi concret când se oferă. Una a trecut în ianuarie, altele o să mai fie de-a lungul anului și o să mai fie poate o campanie de vânzări pentru cursurile care le vând. Și evident una de Black Friday, adică anul trecut Black Friday a fost la nivelul mediu de așteptări, cred, un pic mediu spre sus la nivel de vânzări și ce am reușit să facem. Eu, de exemplu, anul trecut Black Friday la sugestia unui prieten, Roman Bălțeanu, am decis să fac Black Friday o singură zi. Mm-hmm. Eu am făcut bundle-urile de cursuri, de exemplu, puteai să cumpăr două cursuri sau un curs și bugetul centralizat de cheltuieli și economii. Și am făcut bundle-urile de două cursuri, ele s-au vândut cel mai mult și special am făcut asta să fie o singură zi, de la 8 dimineața până la 2 noaptea, ca să punem și diferența pentru cei care sunt în Europa. Și, într-adevăr, eu o să fac probabil asta fix și anul viitor. Mi s-a părut interesantă experiență, adică cantitatea de e-mail-uri care le-am primit în ziua aia cu notificări de la Teachable despre new payments și new purchases și new students și all of that. E foarte interesant, pentru că, de exemplu, eu anul ăsta, acum banii mi-au intrat deja în contul și respectiv eu anul ăsta, banii din Black Friday sunt investiți anul ăsta în echipa nouă și în oamenii noi cu care urmează să colaborez. Tool-urile noi, tot ce vă povesteam despre instrumentele și echipamentele pe care vreau să le cumpăr. Asta, deci prima chestie este impactul pe care îl fac, doi este vânzările și trei este educația mea în Instagram care contează pentru mine. Eu învăț foarte, foarte multe de la oamenii cu care eu lucrez. Faptul că eu fac conținutul ăsta pe Instagram mă impune pe mine să mă autoeduc în continuare și eu nu pot să mă opresc de asta. Pentru că eu trebuie să fiu relevant în conținutul meu, eu trebuie să vorbesc despre lucruri actuale și trebuie să învăț permanent. Exact de asta eu citesc, eu povestesc, dacă investesc, eu zic de ce am investit în asta și cum am investit și de ce am ales aceste companii și cred că și sper să fac și să continui asta încă mulți ani înainte. Mm-hmm. Nice. Ok, ceea ce contează cel mai mult e impactul pe care îl vezi prin feedback-ul pe care îl primești, vânzările și faptul că să înveți pe alții e poate cea mai eficientă formă de a învăța tu la rândul tău. Mm-hmm. Bun, a fost o discuție foarte consistentă, foarte plină. Și îmi place că am făcut zoom in, zoom out, ne-am dus și în partea de mindset și de filozofie și de idei mai generale, dar am vorbit foarte mult și despre chestii practice, despre tool-uri. Dacă mai ai tu un mesaj de final către audiența noastră? Mesajul meu de final probabil o să fie mereu de a încerca să vă îndemn, să vă focusați cât mai mult pe lucrurile mici care au un impact foarte mare. Fix ceea ce povesteam și noi cu Igor anterior. James Clear povestește în cartea sa de la Atomic Habits fix chestia asta. Adică mai degrabă, mai bine tu mergi la sală o dată pe săptămână, tot anul la rând, decât să te impui pe tine să mergi 3 ori la sală pe săptămână și să nu faci asta niciodată. Dacă tu mergi măcar o dată, tu ai cu 54 de ori mai mult ședințe la sală decât tu ai avut anul trecut. Ok? Înseamnă că anul viitor, hopefully, poate ai putea să faci de 2 ori mai mult. Fix așa pentru mine. Eu văd foarte multă lume în finanțe personale care încearcă să economisească, de exemplu, își strâng cureaua începând cu luna februarie și spun că ok, luna asta vreau să economisesc 25% pentru că Vlad economisește 70% sau whatever number e acolo. Dar nu așa funcționează lucrurile. Lucrurile funcționează prin foarte multă consecvență, răbdare, în special în investiții. Îmi pare că fără răbdare tu n-ai să reușești să ajungi nicăieri. Adică să investești în fiecare lună, asta e una. Să ai răbdarea acestui portofoliu să crească peste 20-30 de ani și să fii în mindset-ul că asta urmează să se întâmple, pentru că tu știi istoric că asta s-a întâmplat și asta urmează să se întâmple,
e destul de greu. Exact de asta e important să ne focusăm pe alte lucruri. Să investim în fiecare lună și să ne focusăm pe trăirea unei vieți mai bune, să călătorim, să mergem la sport, să alergăm de dimineață, să ne cultivăm cunoștințele și sănătatea noastră și în special prieteniile și socializarea noastră. Mm-hmm. Super. Deci, angajament pe termen lung, consecvență și pași mici. Și asta este relevant atât pentru investiții și zona financiară personală, cât și pentru antreprenoriat. Exact. Sunt aceleași reguli, sunt aceleași principii. Exact. Mulțumesc, Vlad. Și eu, mi-a părut foarte bine.